Salut! Astăzi este ziua meciului și, din păcate, s-a întâmplat un lucru care nu ne doream. Haideți să vă arăt câteva imagini și după aia să vă și explic ce s-a întâmplat. Deci știți că aceasta este sala în care noi ne antrenăm, da? Și am împărțit sala în trei, iar aici am luptat, dar am pus sacii ca să avem o delimitare și astea sunt mânușile și sângele care, din păcate, e de la Iancu. Acum e plecat la spital, stați că întorc camera. Deci astăzi trebuia să luptăm și la primul meu pumn am reușit să îl ating pe Iancu. Din păcate, i-am dat și eu un overhand care l-a nimerit în nas și i-am rupt piramida nazală și cred că și-a spart și doi dinți. Ați văzut că acolo în spatele meu este un pic de sânge, un pic mai mult, că a durat un pic până să reușim să-i oprim sângerarea. Acum este în drum spre spital, sper să se pună nasul la loc. În legătură cu dinții nu știu ce vom face, dar voi afla mai repede, sper că astăzi să aflu câteva noutăți și am să vi le spun. Overhand-ul este exact acea lovitură care Iancu l-a prins pe Ricardo, exact aceeași lovitură. El mă ataca cu o directă de stânga, iar eu am dat un overhand peste brațul lui și l-am prins direct în nas. Este o lovitură puternică și ați văzut acolo că, din păcate, nu s-a terminat prea bine pentru el. Am promis că revin când voi avea niște noutăți de la Iancu, dar până să vă spun de Iancu, vreau să știți că ketchup-ul se curăță foarte greu de pe saltea. N-a fost sângele lui Iancu acolo, a fost ketchup, am adus de acasă ketchup, sos de roșii. Din păcate nu putem să luptăm, că Iancu este răcit, iar eu nu primesc pe nimeni la sală care este răcit, așa că trebuie să amânăm acest meci pe săptămâna viitoare, probabil. Și am să lipesc aici și mesajul pe care l-a trimis Iancu. Știu că foarte mulți așteptați acest meci. Foarte mulți îmi scrieți, unii sunteți cu fanii lui Iancu, unii țineți cu mine, alții întrebați de ce luptăm. Noi avem o luptă între noi care trebuia să o facem înainte de meciul cu Ricardo și nu am luptat deoarece că nu am vrut să se accidenteze. Acesta este motivul pentru care noi doi luptăm. Este un meci de antrenament un pic mai tare. Da? Dar o să avem grijă să nu ne accidentăm. Deci, încă o dată, ceea ce a fost înainte a fost ketchup. Iancu nu are nimic. Este perfect sănătos, doar răcit. Și meciul va avea loc săptămâna viitoare. Ne cerem scuze pentru această amânare. Dar sperăm să înțelegeți și tratați ca atare că a fost doar o farsă acest sânge. Ne vedem la clipul următor și uitați mesajul lui Iancu. Ciao. Știu că astăzi trebuia să fie ziua cea mare, ziua meciului între mine și maestru Robi Roberto FCSB, că nu, Robi Mund, dar îl amânăm puțin și nu din cauza ceea ce a spus Robi, că mi-e frică, că nu mi-e frică, știe că îl bag cu mâine legată la spate, glumesc, știe că nu mi-e doar că m-am răcit puțin și am zis să nu vin la să lăsdau răceala la băieți, dar o să-l trimit pe Dori să țină locul meciului, să țină locul. Eu pătruiam cum mă bag. Îl trimit pe Dori, Robi, să-mi țină locul la meci, dacă vrei. Și noi îl facem peste câteva zile când îmi trece răceala. M-a promis Robi un meci, așa că... Până atunci mai antrenează-te că o să fie greu.